Iubia, ți-am adus niște flori de la mine din grădină. În care grădină? Din Mordăcor? Nu, de la butele. Mulțumesc! I-am fost să bună seara și mă bucur că suntem împreună într-o sfântă amintire, să spunem așa. Domnul Săucan merita de mult atenția noastră a tuturor. Mă rog, a mea personală a avut-o dintotdeauna și l-am iubit foarte mult. Cu toate că de multe ori nu l-am înțeles. Nu l-am înțeles, dar l-am acceptat așa, pentru că mi-am dat seama că era un om deosebit și între noi a fost așa o relație de mare simpatie și ne-am înțeles foarte bine, cu toate că de multe ori poate era de neînțeles ce se întâmpla la filmare sau cum se desfășurau filmările noastre la 100 de lei. Acestui film îi datorez și o mare prietenie, o prietenie care mă rog, s-a dovedit a fi una foarte, foarte trainică și adevărată, prietenia mea cu asistenta domnului Mircea Săucan, Luminița Colăr, care, din păcate, nu mai este printre noi, dar pe care am cunoscut-o la filmul domnului Săucan și care mi-a rămas prietenă până și îmi rămâne în continuare prietenă foarte bună și sper că de acolo de unde sunt ei, sunt fericiți că noi vorbim despre ei. Domnul Săucan a trecut printr-o perioadă foarte grea cu filmul 100 de lei și i-am fost alături cât s-a putut, bineînțeles, în perioada după ce filmul a fost masacrat și tăiat și dânsul a suferit foarte mult, a făcut și o depresie și în perioada aceea nimeni nu i-a stat alături. Mă bucur că am putut să-i fiu într-un fel de ajutor, nu știu cât, dar măcar le-am sprijinit așa, măcar prin prezența mea. Și sunt foarte, foarte bucuroasă că v-ați gândit să faceți cartea asta pentru domnul Săucan. M-aș fi bucurat să fie și dânsul cu noi. Și cred că merită. Mai târziu, mai bine mai târziu decât niciodată. Eu vreau să-ți mulțumesc și ți-am adus niște flori de la mine din grădină, de la Vodorul Gel, de unde am venit acum. Îi mulțumesc lui Marian, cu care am legat o prietenie, zic eu, adevărată, datorită domnului Săucan. Deci tot domnului Săucan îi datorez această prietenie cu Marian, pe care, mă rog, m-a interesat cine e, domnule, persoana asta de la Timișoara care insistă cu 100 de lei despre care nimeni nu vrea să vorbească. Și așa, încet, încet, ne-am cunoscut prin internet și după aceea ne-am cunoscut personal și acum pot să spun că suntem prieteni foarte buni și suntem legați prin domnul Săucan. Deci, domnul Săucan a făcut foarte multe lucruri, a lăsat în urma dânsului și niște filme foarte speciale. Mă bucur mult și eu, Mihai, îți mulțumesc foarte mult că ai avut grijă de 100 de lei în primul rând. Sper că acum circulă copia aia bună, nu ca aia de la Mediaș. Așa? Și nimic. Sunt foarte bucuroasă că suntem împreună.